Numărul de persoane infectate cu noul tip de coronavirus a ajuns la 1174. Ministrul Sănătății a anunțat că din cele peste 600 de teste efectuate în ultimele 24 de ore, 118 au ieșit pozitive. Dintre acestea, doar două sunt de import, o persoană revenită din Rusia și alta din Marea Britanie. Restul sunt cu transmitere locală. Se menține statistica vis-a-vis de faptul că sunt infectate mai mult femei, chiar și astăzi vedem că avem 62 de femei care sunt infectate și cel mai expus grup de risc totuși îl reprezintă persoanele vârstnice și vreau să vă zic, dacă ne referim la vârsta persoanelor care sunt expuse unui risc de infectare, acest grup este preponderent inclusiv cu vârsta de 50-60 de ani. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate la Chișinău, Soroca și Orhei. Până la ora actuală au fost testate peste 5700 de persoane, dintre care 4000 la laboratorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Restul testelor au fost făcute la două laboratoare private.